că tu vei lupta cum am zis și cum am propus această promisiune cu toată puterea ta. Știi ce înseamnă să lupți cu toată puterea ta? Nu întâmplător Sfântul Apostol zice, voi încă nu v-ați potrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Știi care e lupta aia până la sânge? Când omul lupta cu armele lui și lovea în stânga, în dreapta și ajungea să-i se lipească mâna de sabie și zicea, eu nu plec din lupta asta, eu nu renunț la lupta asta, indiferent ce se întâmplă, zrănit, sunt vânătai pe mine, curge sânge din trupul meu, eu nu renunț la asta. Este primul pas pe care trebuie să-l faci. Nu renunți la luptă, să nu renunți la luptă, orice s-ar întâmpla. Și spui Domnului, Doamne, uite, mă rog, postesc, sunt determinat, sunt dârz în această luptă a păcatului, împotriva păcatului. Atât de mult lupt până când simt că se scurg anumite puteri fizice din mine. Nu mă duc în locul acela, uite, îmi decid viața să nu mai meargă acolo, promit că nu voi mai ajunge acolo. Vorbeam cu cineva și am spus,